Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim astăzi despre stimulentul de inserție. E vorba de acea sumă lunară pe care părinții o pot primi din partea statului atunci când se întorc la serviciu înainte să li se termine concediul de creștere a copilului. Deși a avut de-a lungul ultimilor ani diferite criterii de acordare, în prezent poți beneficia de stimulentul de inserție dacă începi să obții venituri impozabile cu minimum 60 de zile înainte ca piticul tău să împlinească 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Adică îți poți rotunji veniturile lunar până când copilul împlinește 3 ani dacă decizi să te întorci la serviciu cu cel puțin 2 luni înainte ca el să împlinească 2 ani. În privința sumei, aceasta a ajuns în prezent la 650 de lei, bani pe care îi primești însă doar dacă depui un dosar cu diverse documente la primăria localității în care ai reședința sau domiciliul. Găsești cu ușurință pe internet lista completă a actelor de care ai nevoie, deși cel mai bine ar fi să-ți fie confirmate și de un angajat al primăriei unde depui dosarul. Asta înainte să începi să alergi după toate hârtiuțele. Și bineînțeles că nu vei mai primi indemnizația de creștere a copilului atunci când începi să primești stimulentul de inserție. Pe scurt, dacă hotărăști să-ți scurtezi concediul de creștere a copilului oricând, înainte ca el să împlinească 2 ani, poți primi o sumă lunară din partea statului care să-ți rotunjească veniturile până la cea de-a 3-a aniversare a puiului tău. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!